Sunt deja cunoscute activitățile Societății Locale de Istorie a Medicinii. La sfârșitul acestei săptămâni, respectiv sâmbătă 26 noiembrie, de la orele 9, peste 50 de membri acestei asociații profesionale și conducerea spitalului vor participa la o primă ediție în care vor fi alături medici aflați în activitate pentru a omagia pe colegii lor care au ieșit la pensie. Da, în data de 26 noiembrie va avea loc reuniunea anuală a Familiei Medicilor și Farmaciștilor Romașcani, un eveniment important aflat la prima ediție, care va întruni medici și farmaciști pensionari pentru a le mulțumi pentru munca depusă în cadrul Spitalului Roman. Acest eveniment este în colaborare cu Societatea de Istorie a Medicinei și Farmaciei, dr. Epifanie Cozărescu Roman. Președintele Societății de Istorie a Medicinii și Farmaciei, dr. Dan Arvătescu, a subliniat importanța unei asemenea activități de socializare. Este un lucru deosebit de important. Este vorba de o activitate care noi o dorim să fie perenă. Adică, fiecare an, la sfârșitul anului, să întrunim ceea ce noi, copiind, nu-i așa, un alt slogan al primarului nostru, familia de medici romașcani, și aici am introdus nu numai medicii care sunt, ci și medicii care sunt pensionari, nu numai cei din activitate. În felul ăsta ne cinstim și înaintași, nu-i așa, că nimeni n-a venit aici pe teren gol, toți am avut înainte niște înaintași. Și în felul ăsta reafirmăm ideea că Spitalul Roman este un spital bun, nu numai pentru rezultatele care le are, ci și pentru faptul că am reușit la acest spital să avem o familie de medici, adică niște oameni care sunt nu numai buni profesioniști, dar a căror comportament, a căror deontologie este la fel ca într-o familie. De asemenea, cei care sunt pensionari vor vedea că n-au fost uitați, vor vedea că suntem alături de ei și cred că toate lucrurile astea vor crește, este ceea ce numim mai team building, vor crește legăturile profesionale și umane între medicii spitalului, ceea ce cred că este un lucru foarte important. Aceasta este a doua importantă activitate inițiată de conducerea spitalului în vederea reunirii corpului profesional. Anul trecut, la aceeași unitate sanitară, a fost materializată și inițiativa Zilele Porților Deschise la Spitalul Roman, manifestare care a avut și sesiuni de comunicări științifice, dar și momente de relaxare care s-au ținut la Castelul Sturza Cantacuzino de la Miclăușeni, cu întâlniri ale medicilor cu o serie de scriitori și critici literari foarte apreciați și un moment de muzică camerală.